În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, astăzi, în cursul Sfintei Liturghii, am ascultat Evanghelia care ne vorbește de un tânăr care s-a dus înaintea Mântuitorului. Deci înțelegem că tânărul își dăduse seama că Mântuitorul Iisus Hristos este un înțelept, este un profet, este ceva mai sus de un om de rând. S-a dus înaintea lui și i-a pus o întrebare: ce să fac ca să moștenesc sau să dobândesc viața cea veșnică? Dragii mei, această întrebare trebuie să o avem pe buze, în minte și în inimă. Asemenea cum sunt treptele rugăciunii lui Iisus sau rugăciunii inimii despre care ne vorbește Filocalia și ne vorbesc toți Sfinții Părinți. Pentru că prima etapă a rugăciunii tainice a inimii este cu buzele, apoi cu mintea și după aceea trebuie și neapărat trebuie să ne străduim să coborâm mintea în inimă. Și iată, îl întreabă și îi spune să păzești poruncile. Noi știm că Mântuitorul Iisus, noi știm că Dumnezeu în Vechiul Testament i-a dat lui Moise o rânduială pe lângă ceea ce l-a inspirat, l-a insuflat Dumnezeu pe Moise să scrie cele 5 cărți ale Pentateucului, legea cea veche. Știm că pe muntele Sinai i-a dat tablele legii cu cele 10 porunci. Ei bine, vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi mărturisim în sinea noastră și altora că suntem credincioși. Și așa este. Deodată ce suntem botezați în numele Sfintei Treimi și suntem pecetuiți cu pecetea Darului Duhului Sfânt, Sfântul și Marele Mir, suntem credincioși. Ba eu întâlnesc mame care vin și spun: părinte, am o fată care nu se căsătorește, dar e foarte credincioasă. Sau un băiat care nu se căsătorește, dar e foarte credincios. Și eu spun: nu e foarte credincios. Ba da, părinte. Păi dacă era foarte credincioasă, era în pește, era pusnică. Ce mai căuta să căsătorească? Nu blamă în căsătoria, că e darul lui Dumnezeu. Dar dacă ești foarte credincios, ești în altă parte. Ei bine, toți spunem că suntem credincioși, dar dacă v-aș lua acum pe rând să spuneți cele 10 porunci, s-ar putea să vă bâlbâiți, să vă iasă mai mult sau mai puțin. Zice, ce să fac ca să dobândesc viața cea veșnică? Păzește poruncile, pe dacă nu le știi. Vedeți, mulți dintre dumneavoastră vreți să aveți harul Duhului Sfânt. Vreți să fiți ocrotiți, protejați și să sporiți. Dar dacă nu știi poruncile, nu știi legislația. Treci pe roșu, pa, accident. Știți? Trebuie să reușești să cunoști. Că, vedeți, eu am o povață.
celor care spun că s-au îndrăgostit. Și eu le spun că nu există, spre exemplu, dragoste la prima vedere. Și că este un mit. Mulți spun, ba nu, că eu am văzut soția, am crezut, am simțit, ea este. Bine, dar nu există dragoste la prima vedere. Și o să vedeți de ce vă spun asta. Că o să ajungem la ceva care are legătură cu cuvântul meu mai departe. Spre exemplu, nu există dragoste, există atracție la prima vedere. Adică te-am văzut și m-ai atras. Deodată ce m-ai atras, eu vreau să te cunosc. Deci m-ai atras, prima treaptă. Și vreau să te cunosc. În timp ce te cunosc, începe să-mi placă bagajul tău de cunoștințe generale, mimica, gesturile, mimica feței, tonul vocii și felul tău de a fi. Deci, prima este atracția, a doua este cunoașterea. Deci, atât, trebuie să cunoști, să cunoști și poruncile, să cunoști. În timp ce te cunosc, ce simt? Că m-am îndrăgostit. A treia este dragostea. Păi dacă m-am îndrăgostit, simt că nu mai pot fără tine. Și ce simt? Că te iubesc. Și-ți declar. Iată, a patra este iubirea. Și a cincea ce este? Cererea căsătorii. Deci, cunoaștere, atracția, prima, apoi cunoașterea, că nu poți să te îndrăgostești cineva pe care nu-l cunoști. Ești un pic lovit la cap dacă faci asta. Iertați expresia. Apoi, după cunoaștere, mi-ești dragă, mă îndrăgostesc. Sau drag. Nu mi-e drag, că noi suntem tradiționali. Și, pe urmă, te iubești, apoi te cer în căsătorie. Eu nu cer în căsătorie, că sunt călug. Așadar, astăzi trebuie să cunoști pe Dumnezeu, să-i cunoști povețele, învățătura, ca să-i ceri ca El să te iubească. Cu toate că El iubește lumea foarte mult. Dar trebuie și tu să faci ceva, să-i zici, Doamne, te rog, uită-te și la mine, că uite, și eu te cunosc pe tine, uite, știu poruncile, știu rânduielile, știu ce ai învățat și eu fac asta. Să vă puneți întrebarea dacă știți cele 10 porunci. Și vă spun eu că nu le știți. Pentru că eu, perioadă îndelungată, 10 ani la rând, am făcut pelerinaje în Țara Sfântă. Fie plecam cu grupuri organizate de unde slujeam la Schitul Darvar în București, fie eram solicitat de Agenția Patriarhiei, Agenția Bazilica, care organizează pelerinaje, și plecam cu grupuri pe care nu-i cunoșteam cu oameni. Și eu acolo puneam să spună cele 10 porunci. Și să vedeți că ieșeau vreo 15, ieșeau vreo 7, ieșeau... Nu le știm la rând. Puțin. Mai le știu copiii care sunt sârguincioși la religie. Și acolo unde au un profesor bun de religie, învață. Dar dacă vă iau acum pe rând, nu vă speriați când nu se fac asta, s-ar putea să nu le știm. Deci, ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Păzește poruncile. Care? Și vedeți că aici Hristos se zmerește. Trebuie să înțelegem, eu spun des în predicile mele aceasta, că Dumnezeu s-a zmerit și când a dat poruncile lui Moise. Deci Dumnezeu în Vechiul Testament ne arată zmerenia adesea. Nu mai zicem de Dumnezeu în Noul Testament, că vine la noi și ne arată chip de umilință, de rob, de iertare. Tot ne arată. De ce spun că se zmerește? Pentru că dă 10 porunci Decalogul lui Moise și vom observa că doar 4
se referă direct la Dumnezeu. Iar 6 se referă la oameni, la semeni. Deci, iată, nu este egal proporțional. Și 4 sunt cele cum să îl respecti pe Dumnezeu, acelea cu să nu-ți faci chip cioplin, să nu te închini la alți Dumnezei, să cinstești pe Dumnezeu. Iar a 5-a este să-ți cinstești părinții. Și apoi le auzim pe cele de astăzi. Să nu fii desfrânat, să nu pui mărturie mincinoasă, să nu dorești ceva din cele ale aproapelui și cele pe care ni le spune în legătură cu omul. Deci de aici plecăm și înțelegem că acel cuvânt să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți este foarte important, pentru că mântuirea ta este de cum ai tratat pe semenii tăi, începând cu cei din casă. Și apoi, prin extensie, cu toți semenii tăi, cu toți frații tăi, creați de Dumnezeu. Și atunci, așa te mântuiești, dacă tu ai fost bun, ai fost cinstit, ai fost corect, ai fost răbdător cu cei de lângă tine. Și apoi cu toți oamenii. Și dacă nu ai fost corect cu oamenii, nu ai cum să te mântuiești. Chiar dacă noi avem niște păreri despre noi, că eu întreb la spovedit, ce păcate ai? Că zice, Părinte, vreau să mă spovedesc. De fapt, ei vor să se împărtășească. Și spovedarea e doar o trecere în agenda. Și zice, vreau să mă spovedesc. Și eu întreb, e bine, uite, ce păcate ai? Ce nu prea am. Și păi atunci vreau să mă ating și eu de tine să mă sfințesc. Sau era o vorbă, zice, atunci să căutăm un loc liber în calendar să te trecem în rândul Sfinților. Sau un părinte zicea, dragă, dacă n-ai păcat de atunci să știi că eu nu spovedesc îngeri. Deci, deodată ce ai spus, eu nu am păcat, deja ai păcătuit cu părerea de sine. Considerându-te deja îndreptățit ca să moștenești împărăția cerurilor. Pentru că, iată, cel de astăzi spune, păi toate acestea le păzesc din tinerețile mele. Deci era corect, era cinstit. Și atunci Mântuitorul îi spune ceva. Ei bine, dacă vrei să te vii desăvârșit, vinde-ți averea ta, împart-o săracilor și apoi tu vino și îmi urmează mie. Și ne spune că a plecat întristat cel care pusese întrebarea. Dragii mei, să nu înțelegem niciodată că buna stare ne împiedică ca să moștenim viața veșnică, fericirea veșnică. Chiar dacă Evanghelia de astăzi conchide spunând că cu anevoie va intra cel care are averi în Împărăția Cerului și mai degrabă va trece cămila prin urechile acului decât un bogat în Împărăția Cerului. Să ne înțelegem că nu este un impediment a te mântui averea. Și un impediment în a te mântui este egoismul. Sau atașarea ta în mod special față de bunurile pe care le ai. Atașamentul tău față de materie este un păcat. Să le ai, dar doar să te folosești de ele, să te bucuri de ele și să nu-ți fie inima ta lipită de ele. Și inima ta să fie întotdeauna biruită de dorul veșniciei. Știți că există un citat al unui scriitor de apus, fericitul Augustin. Noi l-am înfiat în biserica noastră cu titulatura de fericitul Augustin. Și el spune la un moment dat așa, făcutul mai pentru tine, Dumnezeule, și neliniștită este inima mea până când nu se va odihni întru tine. Înțelegem de aici că noi suntem, trebuie să fim, de fapt, biruiți de dorul veșniciei.
Și ați văzut toți, cred că sunteți de acord cu aceasta, când te duci într-un loc cu liniște, spre exemplu, într-o pădure frumoasă, acolo să ne imaginăm că sunt păsări care cântă foarte frumos. Apoi auzim și susurul unui râu care curge. Și este și verdeată, sau sunt pomii înfloriți. Apoi simți că ai venit acasă. Parcă ai așa o trăire ca și cum ai mai fost odată acolo. Parcă și știi ce este puțin mai departe la câțiva metri. Ai o trăire și te simți ca și cum ai venit acasă. Ei bine, într-adevăr, ai venit acasă. Pentru că noi, având dorul veșniciei în noi, noi ne simțim bine în locurile acestea de liniște, pentru că Adam și Eva, când erau îndumnezeiți, până când ei să calce cuvântul lui Dumnezeu al neascultării, nu contează că au gustat dintr-un pom, copac, ce era el, nici nu contează asta. De altfel, Scriptura nu ne spune, noi știm din tradiție și spunem noi că era un măr. Dar dacă stăm să analizăm în ce zonă a fost Edenul, locul, raiul pe pământ, mai degrabă a fost un smochin. Mai ales că spune Scriptura că atunci și-au acoperit partea rușinoasă, când ei au cunoscut, cu frunze de smochin. Deci dacă ar fi fost măr, cred că ar fi luat frunze de măr. Dar trecem peste aceasta. Dar acolo când erau îndumnezeiți, ei erau într-un loc cu verdeață, curgeau șapte râuri acolo în grădina aceea, dar cunoaștem numele la Tigru și Eufrat, atâta ține minte, dar sunt șapte râuri care curgeau acolo, erau animale, era liniște, erau păsări, trăiau toți într-o consonanță, într-o înțelegere și atunci tu acolo ai fost creat în Eden. Și de aceea tu te simți foarte bine când ajungi într-un loc cu verdeață, de liniște și trăiești, ai vrea să nu vorbească nimeni. Sau ai tendința de a vorbi în șoaptă fiind într-un loc ca asta. Numai că mai apare o problemă. Am înțeles-o asta mult mai târziu. Am citit la un moment dat la Sfântul Siluan Atonitul și spunea că oamenii iubesc zgomotul. Eu atunci nu ajunsesem să slujesc în București, ci nu fusesem, decât când eram foarte mic prin București. Probabil că eram și mai liniștit. Și apoi, trăind în București vreo 14 ani ca slujitor în București, conducând și o mașină, mergând și eu prin oraș, auzeam cum se ascultă muzica în mașini. De zbudea și mașina ta. Și îți intra și ție ritmul fără să vrei. Și atunci am zis, am descoperit așa. Asta spunea Sfântul Siluan, că oamenii iubesc zgomotul. Frametul, muzica, toate. Deci oamenii care nu știu ce să facă cu liniștea, pică în depresie. Pentru că atunci când te duci, simți un pic de liniște și sunt oameni care zic, hai să mergem, s-au plictisit. Vor magazine, vor muzică, vor trafic, vor altceva. Pentru că omul care nu știe rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, el nu știe ce să facă cu liniștea. El dacă nu știe să vadă cunoașterea naturală, pentru că avem două cunoaștere ale lui Dumnezeu, naturală și supranaturală. Naturala este când îți place ceea ce vezi, ca și creație, cum ar fi pădurea, râul, păsările care cântă, verdeața, te duci cu gândul la un Creator. Iar noi știm, Creatorul este Dumnezeu pentru noi. Iar supranaturală este cea pe care, prin care îl cunoști pe Dumnezeu, prin lucrurile concrete ale vieții, mai ales necazurile, bolile, supărările, dintr-o dată faliment, sărăcie. Și atunci te duci către Dumnezeu, pentru că chiar dacă n-ai fi credincios, te gândești imediat că doar Dumnezeu este singurul care te poate ajuta în momentul acela. Și ducându-te către Dumnezeu și rugându-te la început mecanic și de nevoie,
începe Dumnezeu să coboare peste tine Harul Duhului Sfânt, o picătură din Harul Duhului Sfânt. Și atunci simți și zici, atât de aproape erai și eu nu te cunoșteam, luceafra dimineții. Tot fericitul Augustin spune despre asta. Adică, uite cât de aproape este Dumnezeu și eu credeam că e undeva departe sau că nu există. Adică, prin cunoașterea supranaturală, apoi nu intrăm că este dogmatică, catafatică și apofatică. Deci, ca să coboare Dumnezeu Harul peste tine, trebuie să te cunoască. Trebuie să păstrezi cu adevărat rânduiala. Dacă nu știi, zici, nu am păcate. Mă, da, tu nu te trufești, tu n-ai mândrie, tu nu înjuri, tu nu minți, tu nu ai dorit nimic din ce iar altul, n-ai văzut frumusețe străină și cu ea ți-ai rănit inima, n-ai văzut, tu chiar ești picat din cer, așa? Adică toți avem păcate, ne învață Sfinții Părinți că și un sfert de ceas, dacă ar trăi, omul ar păcătui. Ne referim la omul adult, omul matur. Și zic că Dumnezeu trebuie să te cunoască la rugăciune, în biserică, făcând fapte bune, fiind firesc, fiind normal, fiind decent. Și atunci Dumnezeu se bucură de tine. Știți? Că am mai spus eu, ca o istorioară, ca un banc, așa, dar trebuie să ne-l amintim ca să cunoaștem că trebuie să fim firești și normali și cum ne-a creat Dumnezeu, cum ne-a lăsat Dumnezeu. Nu, eu am mai multe bancuri din astea pe care vi le spun cu păbuțe. Și știți că eu v-am explicat care este diferența între babă, băbuță, bătrânică și femeia în vârstă. Sau doamna în vârstă. Hai să fim eleganți. Și am spus că baba este bătrâna care își urăște nora și vorbește în biserică. Nu nora, bătrână vorbește în biserică. Aia e babă. Vine și toată ziua. Le mai înțelegem și băbuțele jandare. Iar bătrânica, doamna în vârstă și celelalte sunt, într-adevăr, cele care au îmbătrânit frumos, sunt cu minți, în biserică, până se intre și opresc telefonul, nu vorbesc la telefon în biserică, nu foșnesc pungile la parastas și la altele, sunt cu mințele, îmbrăcate de cel, nu prea se îmbracă bătrânele, nu se îmbracă în pantaloni. Băbut, baba spre băboi, așa se îmbracă. Înțelegeți? Ea se îmbracă, chiar că e fric, cu o fustă peste pantaloni, are păzmăluță pe cap, că e bătrânică, este elegantă, e frumoasă. Restul rămân la nivelul de babă. Așa. Și vorbim despre o babă care a visat, era bolnavă. Era bolnavă și credea că se duce. Și a venit la ea Mântuitorul Iisus Hristos și spune, nu te teme, că vei mai trăi 10 ani. A, când a auzit, a sărit din pat, repede, pat, și s-a dus la confort. Nu, s-a dus în visă și în drept de piele. S-a aranjat, s-a pregătit, și-a făcut forme, și-a pus buze ca să vorbească cu S mai mult decât trebuie. S-a aranjat. Și la urmă s-a dus și la confort, s-a putrat, s-a făcut, s-a vopsit, s-a aranjat, și-a făcut părul fulboi și așa mai departe. Mufu acela frumos de bătrână, elegantă. Și când trecere de pieton, după ce a ieșit, a terminat toate, uf, inima așa în loc, o lovește, moare. Și așa vine Hristos, ca să ia suflet. Și ea, până moarte, îi spune, de ce mai păcăt? Nu știam că ești cu minți. Și zice, aoleu, scuză-mă, nu te-am cunoscut. Adică, să te cunoască și Dumnezeu pe tine, nu doar tu să știi de Dumnezeu. Știți că eu vă mai spun în cuvântările mele, și anume că nu să știm de Dumnezeu, să-L cunoaștem. Și cum îl cunoști? În rugăciunea tainică. Pe lângă Doamne Iisus se citești psaltirea. Pe lângă aceasta, când ești în întristare, citești Paraclisul Maicii Domnului. Ai un sfânt de care te-ai atașat, te rogi lui și El te ajută.
Trebuie să facem lucrurile acestea, că vedeți, dragii mei, este o vorbă, am auzit-o și eu la alții, nu este a mea. Și zice, să știți că n-am nimic cu bătrânii, că bătrânii au construit această țară, dar parcă s-au stricat și ei, vedeți, pe la țară, bătrâni, mă refer la domni acum, cu pantaloni scurți și în gustul gol, pielea goală, cum se zice la țară. Nu prea e pentru un bătrân așa ceva. Nu e o pildă bună. Ar trebui să-și păstreze cămășuța pe el și ce mai trebuie. Am văzut și pe aici, prin cimitir, la treaba așa, în vârstă. Nu suntem pilde bune. Nu vom lăsa o moștenire bună celor după noi. Ați văzut că au cântat că a venit un domn la ei cu o icoană mică și era Mântuitorul cu Maica Precista și ce v-a lăsat-o ca să o lăsați și voi. Adică ai moștenit ceva de la străbunici, dar du-și și tu mai departe. Că ne mirăm că se strică lucrurile, pe dacă n-ai du-și și tu mai departe, du-și tu un pic din tradiție, o vorbă frumoasă, o rânduială frumoasă, o rețetă bună, un banc frumos, o poveste frumoasă, dar dă-le pe alea frumoase, nu pe alea urâte, nu schimonosi, nu strica. Și atunci, tot că vedeți, noi ne mirăm. Dom'le, s-au schimbat lucrurile, dom'le. Toți vorbim asta. Nu mai e ca înainte. Păi nu mai e, dar tu faci ca înainte. Tu te comporți ca ceilalți înainte ca să-l lași mai departe. Nu. Și atunci ce facem? Unde ajungem? Vorba era așa, că bătrânii înjură și drăguie, dar nu toți. Și tinerii consumă droguri. Unde ajungem așa? Deci nu toți. Că noi știm oameni, dar credeți-mă că ajungem minorități cei care păstrăm rânduierile. Așadar, Evanghelia de astăzi, ce trebuie să reținem în primul rând? Să cunoaștem rânduierile lăsate de Dumnezeu ca să putem să-i slujim în adevăr. Să nu ne lenevim. Să citim Scriptura. Să ne informăm. Să fim ortodoxi și informați. Că dacă noi nu suntem informați, de aceea pot mulți să ne biruiască. Că noi nu cunoaștem. Noi știm decât din astea așa, s-a prins 3 lumânări, 5 lumânări, să pui bomboane pe colivă. Trebuie să citim mai mult. Să cunoaștem catehismul ortodox. Căutați și citiți. Citiți viețile Sfinților. Citiți. Părintele Cleopa are volumele acelea de la 1, cred că a ajuns, nu știu, la 18, nu știu la cât a ajuns. Sunt foarte bune. Sunt întrebări și răspunsuri acolo, ca un catehism ortodox. Nu vă leneviți. Chiar dacă timpul, știți cum e, n-am timp, dar până la urmă tu îți faci timp de niște plăceri. Fă-ți timp și de un pic de citit. Că te vei odihni mai mult citind. Fă-ți timp și un pic de rugăciune, că vei avea mai multe nădejde. Fă-ți timp și de lucruri frumoase, că până la urmă se găsește timp dacă ți-l organizezi. Știu că e viața complicată și stresul e mult și necazurile la fel de multe. Dar hai să ne găsim timp. Că știți cum e. Sunt persoane care serialul acela, fie el turcesc, fie el japonez, fie el nu știu cum, nu-l lasă. Dar de rugăciune n-are timp. Și așa mai departe. Mă iertați că am împrușcat așa cu câteva cuvinte, dar știți că eu sufăr când văd că lucrurile merg din ce în ce mai rău, dar ne uităm și suntem ca cu drogul de sare. Păi ce facem? Păi fă ceva, schimbă, te duci și deja se schimbă societatea. Domnul să vă ajute, să vă bucure și căutați mai întâi împărăția celor, celelalte se vor aduga. Să nu credeți că bogăția este impediment. Nu. Modul cum ai dobândit-o și când te porți cu ea. Ăsta poate fi. Să rămâneți pe loc, cam să citesc rugăciuni pentru binecuvântare, fiind în post, ca să ajute Dumnezeu la toți, fiind atâtea necazuri.